Mergem, oameni buni, la o altă invitată. Nu știm dacă are probleme în dragoste, dar rămâne să aflăm de la ea. E vorba de Delia, iubita lui Vali Bărbulescu. Hai că am spus toți, nu? De Vali Bărbulescu la ferma un nou început. Ați văzut că Vali, mare crai la ferma, tot îi face ochii dulci. Odnielei zi, de acolo, din fermă, da? Haideți să o întrebăm pe Delia cum stau lucrurile și să aflăm mai multe. Ia să vedem dacă e sau nu geloasă Delia Tudose! Ce faci, Delia? Te rog frumos, ia un loc. Mulțumesc. Să ții microfonul cât mai aproape cât ca mai să aproape, te auzi. Da. Da. Mulțumesc. Fac ce foarte faci? Bine. Cum ești? Să știi că îmi doream să mă întâlnesc cu tine. Așa. Tu te ocupi de contul lui Vali de Instagram? Da. Deci tu postezi pentru Vali pe Instagram? Da. Pentru că la un moment dat primești și tot felul de întrebări sau pui tot felul de mesaje, ca și cum... Mie mi-a plăcut că ești foarte onestă tot ce pui acolo pe Instagram. Da. Dar lasă să se și vadă că el și cu... zi, Odniela ar avea ceva? Păi ce să spun, nu știu dacă au ceva. Acum nici Vali încă nu a ieșit din emisiune ca să confirme lucrul acesta, dar... Dar tu cum simți? Te deranjează anumite lucruri? Cunoscându-l foarte bine, nu mă deranjează. Acum dacă te interesează că sunt geloasă pe ceea ce văd... Ce să spun, nu sunt geloasă, pentru că Vali este un bărbat căruia îi place foarte mult să facă complimente. Și nu cred. Adică am văzut și mesaje pe care le primești și tu pe Instagram. Așa. Și la el, că lumea simte că ar fi o relație între el și Odniela. Nu este o relație între el și Odniela. Ce zice lumea, ai văzut? Da, și am văzut și eu, îți dai seama. Și când citești mesajele astea? Zâmbesc. Deci, oameni buni, că îi scrieți mesajele lui Vali Bărbulescu pe Instagram, să știți că Delia răspunde la ele. Da, eu. Nu cred că este o relație între el și Odniela, pentru că... nu este. Nu este. Și dacă de când o să iasă din fermă, o să vină să zică Delia? Da. Asta e. Nu o să spună lucrul ăsta, pentru că noi avem o relație de ceva timp și îl cunosc foarte bine. Când va ieși, dacă va spune acest lucru, probabil că mă vei vedea din nou aici, dar îți garantez că acest lucru nu se va întâmpla. E sigură? Sunt foarte sigură. Am încredere în instinctul meu. Perfect. Hai să vedem niște imagini de la ferma un nou început și apoi revenim în direct. Ok. Ia să vezi. Deja unul dintre voi la turci, la revedere. Mă uitam atent. De ce? Păi? Stați în minte. Mi-a plăcut așa atmosfera. Odniela are o atitudine de divă, o atitudine foarte aristocrată și cumva noi doi eram așa un fel de sclavi ei. Vezi că a făcut o obsesie pentru tine. Cunoști cum se comportă? Ce să zic? Fiecare cu focul lui. Este o prezență fermecătoare, e o tipă frumoasă și nu doar frumusețea fizică o recomandă. Are un râs naiv, are o mimică a feței aparte, se schimonosește, râde, scoate limba, e foarte ludică uneori, uneori devine foarte serioasă și ambițioasă, se transformă, e băiețel, vrea să fie aventurieră. Deci chiar are un farmec și e cumva de înțeles ca noi bărbații să fim... Nu neapărat atrași, interesați de ceea ce prezintă ea. Poate printre cei mai frumoși ochi albaștri pe care i-am întâlnit vreodată. Și am văzut-o și zâmbind, cu un zâmbet perfect, și am văzut-o și plângând. Și am combinat aceste două sentimente și am desenat-o plângând cu lacrimi de iubire. Ți-a spus toată lumea că ești frumoasă, te-ai zăpăcit. Te-ai pierdut cu firea. Nu, că e atacată din 3 puncte. S-a pierdut. Nu. Pastramă stă în așteptare, frumos, ca lupa, așteaptă atacă când e momentul. Unde s-a pus Odilia? Păi, la urmă, Odilia e o tipă foarte mișto. Chiar am descoperit, se pare, cu toții chestia asta. Am observat în ultimul timp că primește foarte multe complimente. Cred că o să încep să devin gelos. În fiecare seară
Shakira primește masaj de la Vali. E foarte cald în camera asta, asta pot să vă zic sigur. Această inimă o să o împart în două. Cântă, mamă. Inimă nebună. Inimă nebună. Mir. Jumătate va fi pentru tine și jumătate va rămâne la mine. Pe veci. Nu știu exact ce simte, să fiu sinceră. Ce mă enervez. 78. Ok, ce vrea de la mine? Mă vrea pentru o noapte? Nicio șansă. Să-mi furim ceva, ți-am scris ție, dar nu știu dacă să-ți dau sau nu. Eu aș prefera întotdeauna cuvintele, adică eu cred că maturitatea și, știu eu, puterea de a susține ceva, indiferent că e de bine sau e de rău, ar trebui să se întâmple verbal. Nu mai citesc nimic, e greșit, e scris gaga la muncă, așa, fără virgule, fără nimic. Iela, da. Dacă vrei să-i dau cu un scaun în cap, să-mi zici. Mie? Mie? Trebuie să sari, să... Nu vreau să se bată băieții să-și dea cu scaune în cap, dar am înțeles mesajul pe care mi l-a transmis Vali. Am văzut niște imagini. Da, am văzut niște imagini. Acum, sincer, îți dai seama că sunt oameni care se uită și pot în același timp să zică, băi, prea o masează, prea dă de înțeles că e frumoasă, că îi place de ea, adică observi lucrurile astea și da, tot. Da, îți dai seama, acum ce-o fi în capul lui și la ce persoană se gândește când o mângâie pe Odniela, nu avem de unde să știm. Vali, este... spui că o mângâie pe Odniela, se gândește la tine? Păi, ce să spun, eu zic că da, nu. Nu avem de unde să știm, trebuie să așteptăm să iasă și să ne confirme. Sincer, te deranjează ce se întâmplă la fermă? Nu mă deranjează. Deloc? Deloc. Nu mă deranjează pentru că nu mi se pare... Am zis că cineva a zis, băi, el a zis, devin gelos. Este o joacă, este absolut normal ce se întâmplă acolo. Gândește-te că ei stau totuși de atâta timp împreună și... Dacă lucrurile avansează între ei? Nu avansează. A devenit o prietenie, cred că, foarte ok, care s-a legat între ei. Pentru că oamenii se apropie, este absolut firesc și eu, dacă stau, nu știu, cu o fată o lună de zile, este absolut normal să... Nu, dacă stai cu un băiat, nu cu o fată. Nu, dar se leagă prietenii și între fete și între bărbați și între femei și... Da, dar aici vorbeam de băiatul cu fata. Băiatul cu fata nu are nicio băiatul treabă. Care este băiatul, iubitul meu, nu are nicio treabă cu Odniela, sunt foarte liniștită, nu, abia aștept să iasă și probabil o să-l întrebați și voi acest lucru și o să vă confirme. Eu îți doresc mult succes. Mulțumesc frumos. Și... Și ne vedem data viitoare când o să vedeți că o să vă zic același lucru. Și dacă el o să vină și o să spună că e îndrăgostit de Odniela? Vom vedea. Nu, dar o să-ți spun, să punem chestia asta, că o să zică. Că este îndrăgostit de Odniela? Nu, aș vrea să fie cu ea. Nu o să zică lucrul ăsta. Dar dacă o să zică? Dar acel dacă nu există. Deci nu, a? Nu. Nu. Delia, nu. Îmi place, ți-am zis că ce postezi la Vali pe Instagram. Mulțumesc, e de nota 10. Mult. Și le spunem oamenilor să intre la Vali Bărbulescu, să știți că Delia postează și cu atât mai mult merită apreciată, pentru că acolo pune și mesaje legate de Odniela și aceste discuții între ei. Drept dovadă care nu arată decât că nu îl bănuiesc de absolut nimic și am și spus și în alte emisiuni că Odniela într-adevăr este o femeie foarte frumoasă. Și urăm multă baftă în continuare. Îți mulțumim mult de mulțumesc tot, Delia. Mulțumesc frumos. Să ai multă baftă și tu. Și îl vezi pe Vali câștigător? Îl văd pe Vali câștigător. Dacă nu câștigător în fermă, câștigător pentru această experiență pe care a trăit-o. Perfect. Mulțumesc mult de tot și te mai așteptăm. Mulțumesc frumos.